dânsuși exprimă regretul, dar trebuie să trece un centru al București, pentru că este parte într-un examen de evaluare pentru poze de conducere. Și dânsul vrea să vă spunem că vă mulțumesc pentru acest lucru, că Agenția de Țărână cu Părerea Forței de Muncă este cel mai bun partener care ați putut găsi. Așa cum am discutat înainte de deschidere cu foarte mulți angajatori, e o problemă acută a selectării personalului, pentru că există o fluctuație de staționare. Unii vin, stau, stau, pleacă, de când trebuie să le facă foarte de noi de angajare, nici nu apucă bine să le facă semnătura, că deja au și plecat când le place programul, sau nu le place nu știu ce lucru. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, la ora actuală, are peste 2500 de posturi înregistrate și vreau să vă spun că ne confruntăm și noi cu această problemă pentru faptul că de câte ori ne spunem când vin la viza de șomaj că trebuie să meargă la locul de muncă, au reticență și o agresivitate verbală față de angajatori, de față de noi cei care le propunem această ofertă de locul de muncă. Ca urmare, primesc toată lumea repartiții. Problema este că firmele de multe ori dau această negație sau nu corespund postului. Și atunci se produce un dezechilibru în activitatea așa noastră și a firmelor. Sfatul nostru ca agenție este să vă selectați personalul cel mai bun, dar vreau să vă spun că noi ceea ce vă trimitem exact ceea ce trece prin instituția noastră. Deci ăștia oamenii care vin la noi, orică sunt în șomaj, orică sunt absolvenți, orică sunt în ajutorul social. Da? Legea ne obligă să le dăm aceste locuri de muncă și ca urmare îi direcționăm spre firmele noastre sau selectează din lista locurilor de muncă. Nu putem să spunem mergeți la firma Bebasco sau la firma MGA. Omul și alege, selectează și se duce la firma respectivă. Vă mulțumesc, vă felicit pentru reorganizarea acestui eveniment. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea multă putere să faceți cât mai multe evenimente de genul acesta. Mulțumesc!